În contextul crizei economice din țară și spre abordarea și soluționarea tuturor problemelor de ordin financiar din raion, viceministra Ministerului Finanțelor Maria Carauș s-a aflat într-o vizită de lucru la Basarabeasca. În cadrul întrunirii s-a discutat despre problemele anului precedent și despre impactul crizei economice, politice și cele din sectorul financiar-bancar asupra bugetului public național. Deci bugetul de stat nu și-a onorat transferurile aprobate în buget, atât pentru transfer cu destinație specială învățământ, cât și transfer cu destinație generală, care ține de relația buget de stat, bugetele locale, ceea ce ține de competențele proprii. Bugetul de stat a fost modificat în luna noiembrie 2015, și la modificarea bugetului de stat, de fapt, noi nu am redus transferurile pentru bugetul de nivelul 2 și bugetele de nivelul 1. Bugetul a fost echilibrat și ca sursă de finanțare la echilibrare a fost inclus o tranșă din împrumutul din partea Guvernului României, 60 de milioane de euro. Dar situația din țară care politic, mă refer la situația politică care s-a întâmplat, a picat guvernul. Guvernul României n-a alocat această tranșă care trebuia să intre în luna noiembrie 2015. Se întreprind din partea guvernului foarte multe eforturi ca să avem intrat totuși această primă tranșă de la Guvernul României până la finele lunii sau începutul lunii mai. Și în cazul că vom avea deblocat această situație, noi vom onora angajamentele sau datoriile pe transferurile de la bugetul de stat care s-au acumulat de la 1 ianuarie. Viceministra a apreciat efortul autorităților în cheltuirea rațională a banilor publici, neînregistrându-se astfel datorii creditoare. Însă există datorii curente și comunale, precum și o serie de alte probleme. Noi am examinat aceste probleme, costul acestor probleme, așa, minimal, este de 1.400.000 de lei. Le-am inclus în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2016. Acum suntem la etapa, am definitivat acest proiect de lege. Este la etapa de consultare a lui cu Fondul Monetar Internațional, adică cu partenerii de dezvoltare și sperăm că poate peste o săptămână de zile vom promova proiectul legii bugetului de stat. Viceministra a subliniat importanța deblocării finanțării externe și implementării reformelor în domeniul managementului finanțelor publice, care sunt menite să îmbunătățească siguranța și responsabilitatea sectorului financiar și vor asigura dezvoltarea capacităților instituționale ale autorităților, dar și eficientizarea utilizării mijloacelor publice. Cei prezenți au adresat o serie de întrebări ce țin de diferite probleme stringente. Avem propunerea ca să se includă un transfer de compensare pentru raionul Basarabeasca, cu titlul de excepție, ca să compenseze aceste venituri care nu se ajung pentru acoperirea cheltuielilor, cum ați văzut și dumneavoastră, a tuturor subdiviziunilor Consiliului Raional și a instituțiilor bugetare, care necătând faptul că s-a aprobat bugetul cu deficit bugetar, care s-a acoperit din soldul disponibil rămas din realizarea așa, da, deci necătând cu acest fapt, deci s-a aprobat bugetul cu mari necesități neacoperite financiar pentru anul 2016. Având în vedere că suntem în perioada de tranziție și situația de criză și situația concretă a raionului, deci noi am continuat și pentru 2016 să alocăm fondului de compensare acest 1.400.000 care să vă ajute să depășiți situația care este. Chiar dacă situația financiară este dificilă, reprezentantele guvernului speră la unele îmbunătățiri. Situația financiară este asemenea ca în toate teritoriile Republicii Moldova. Suntem într-o perioadă puțin dificilă, dar sperăm că începând cu a doua jumătate anului ea se va ameliora. Astăzi doamna Carauș a vorbit despre includerea în mod suplimentar în proiectul bugetului de stat a sumei de 1.400.000 de lei pentru raionul Basarabeasca. Este o noutate foarte bună. Mulțumesc mult că ne-au auzit și că au venit la noi.
La finalul discursului, viceministra a apreciat multe discuțiile drept fiind constructive și i-a îndemnat pe cei responsabili să manifeste răbdare, dar și i-a încurajat spre o valorificare cât mai eficientă a fondurilor.